Bună seara, bun găsit la Field the Markets, emisiunea în care vorbim despre piețele financiare și despre evoluția acestora. Invitatul meu de astăzi este domnul Alin Brendea, director general adjunct Prime Transaction. Bun venit la Field the Markets. Mulțumesc pentru invitație. Unul din brokeri, reprezentați noi așa, unul din brokerii cei mai vechi de pe piața de la noi, chiar de la începuturile pieței, să zic așa, nu? Da, într-adevăr, avem peste 20 de ani pe piața românească, nu mai sunt mulți brokeri cu această vechime. Am fost dintotdeauna și suntem și în prezent unul din brokerii care ne-am dedicat clienților de retail. Ne-am specializat într-o relaționare, să spunem, mai personalizată, mai deschisă, mai adaptată realităților pieței românești, astfel încât în timp am acumulat un, să spunem, un număr de clienți fideli companiei, ceea ce ne-a permis să ne menținem într-o piață bursieră românească care încearcă să crească, dar deocamdată e mai mult la nivelul de încercare. Încearcă să crească piața, în schimb numărul brokerilor a crescut corelat, să spunem așa, cu interes, cu scăderea interesului pentru piață, după criză mai ales, nu? Adică s-a văzut, să folosim termenii de aici, o tendință de crescătoare. Da, într-adevăr, dacă ne uităm pe un grafic, să spunem, vedem tendința descrescătoare care continuă. În prezent au rămas circa 26 de intermediari, cu tot cu băncile și cu doi brokeri externi care fac tranzacții pe piața românească. E, pe de altă parte, un proces de consolidare și pe piețele din jurul nostru. Ungaria, Cehia, e un număr în scădere de brokeri. Practic, până ce sunt diferențe între intermediarii de la noi? Există niște diferențe majore? Mă refer la calitatea sau numărul instrumentelor oferite? Sau până ce putem diferenția? În general, cred că diferența majoră vine din abordarea față de clienți. Sunt brokeri care, să spunem așa, se uită sau țintesc clienții mai mari, clienții instituționali. Cum sunt brokeri, cum este și Prime Transaction, care are ca și țintă clientul de retail. Ca atare, avem produse care se cumva emulează pe acest tip de client. De exemplu, noi avem și conturi pe care le administrăm sau conturi în care oferim consultanță, astfel încât încercăm noi să facem piața bursieră cât mai flexibilă, ușor de înțeles, confortabilă pentru clienții care vin spre ea. Da, că e foarte important să fidelizezi la un moment dat clienții, să-i păstrezi și evident să atragi și alții. Sunt acum foarte multe instrumente și oportunități și posibilități de investiții. Am tot discutat aici și cu alți invitați și sunt aceste investiții pasive, sunt investitori activi care vor să își managereze ei, nu până la urmă conturile, să învețe, să aibă o educație și o specializare. Dar despre ce instrumente vorbim? Vorbim despre acțiuni, despre obligațiuni, derivate, despre ce, da, ce putem... Ce în general, noi suntem axați pe tot ceea ce înseamnă instrumente financiare listate la Bursa de Valori București. Ca atare, evident, grosul a ceea ce se tranzacționează de către clienții noștri sunt acțiunile. Sigur că au început să mai apară și instrumente derivate de genul certificatelor de investiții. Au apărut o piață care este încă puțin dezvoltată, deși cererea este mare pentru o piață de obligațiuni corporative, și sigur că e veșnica durerea noastră de ani de zile că nu avem încă o piață a titlurilor de datorii ale statului român pe piața bursieră, aici fiind o cerere, din punctul meu de vedere, ridicată, dar care încă nu și-a găsit contrapartea, da, ca și instrument financiar. Sunteți optimist în demersul ăsta în care să avem și noi? Până la urmă, poate nu există interes că, uite, băncile cumpără titluri de stat. Da, există un mecanism deja bătătorii de împrumutare al statului, dar, să spunem, s-a făcut acest pas care, cumva, în mod firesc, natural, ar putea să se continue printr-o extensie și pe Bursa de Valori București. Aici mă refer la reluarea emisiunilor de certificate de trezorerie pentru populație. Deocamdată ele sunt operate prin trezorerie, Poșta Română, și înțeleg că și băncile ar putea să intervină în acest mecanism. Mie, unul cel puțin, mi s-ar părea că ar fi cumva de la sine înțeles că și piața bursieră ar trebui să aibă acces la așa ceva. În special noi, cei care lucrăm cu publicul de retail, simțim această cerere.
primim întrebări constant, dacă se poate și prin noi. Din păcate, răspunsul deocamdată este nu. Da. Ați amintit de Bursa de Valori și vă propun să vorbim despre piața locală. Una, iată, o euforie se vede de ceva, să zicem, asta e a doua săptămână. Mie ce mi-a plăcut personal sunt volumele de tranzacționare, de unde aveam medii de 4, 5, 6, 7 milioane în săptămânile și lunile trecute. Iată, avem medii de, să spunem, de peste 15 milioane săptămâna trecută, acum tot pe acolo suntem, chiar 19 milioane de fapt a fost media zilnică a săptămânii precedente. De unde vine această euforie pe piața locală? Într-adevăr, ați observat bine, e o schimbare furtunoasă, să spunem, de peisaj pe Bursa de Valori București. Am avut în urmă cu câteva săptămâni o perioadă cu o lichiditate într-adevăr foarte slabă, se încercau să se găsească atunci explicații. În prezent am intrat într-o zonă mult mai dinamică, sunt investitori mari pe piață, putem să, și e destul de simplu de văzut lucrul ăsta dacă ne uităm la un grafic, putem să vedem că declanșatorul au fost alegerile europarlamentare. Imediat după aceste alegeri, piața a avut o reacție ascendentă. Și conotația diferită pe care a avut-o la noi aceste alegeri și absolut, ce s-a întâmplat absolut, după aceea. Miza lor da. Extra, să spunem, doar politicului la nivel european. Până la urmă, evident că investitorii se uită la efectele ordonanței 114 și aici, de aici. Absolut. Se... Din punctul meu de vedere, ordonanța 114 a pus o primă de risc, o numim așa, pe România foarte mare. Sigur, pe măsură ce, și asta chiar din februarie încoace, exact. Au început primele, să spunem, informații care arătau că, de fapt, ordonanța mai poate fi modificată, piața a început să-și revină. Avem, de exemplu, din finalul ianuarie până în prezent, o creștere de peste 30% a Bursei Românești, o creștere impresionantă. Ok, revenind la momentul actual, euforia și volumele mari de tranzacționare de pe piață, sigur că vin și printr-o, să spunem, agregare și altor factori la acest peșaș pozitiv. Și aici mă refer sigur și la datele de înregistrare pentru acordarea dividendelor. Tot mai parcurgem această perioadă și știm că piața românească în general este o piață interesantă pentru mulți dintre investitori exact prin prisma dividendelor mari care se acordă. Ok, de asemenea, din punctul meu de vedere, un alt factor pozitiv a fost reprezentat de rezultatele financiare de pe primul trimestru, care au venit bune, în unele cazuri chiar foarte bune, și care, din punctul meu de vedere, au menținut caracterul subevaluat al pieței locale. Ați vorbit foarte bine, ați punctat, am punctat și eu de săptămâni încoace, chiar s-a numit așa o bursă a dividendelor, sunt dividende cu randamente foarte mari, ați adus și niște tabele pe care le-ați sintetizat și o să-i rog pe colegii mei să le vedem, să ne uităm la aceste cifre. Până la urmă, anumite dividende forțate, să spunem așa, și de cu Ministerul Energiei, care în dorința de bani a forțat dividende de 90% pentru companii. Iată, aici avem un tabel interesant pe care l-ați făcut cu datele de înregistrare, cu data plății. Ne interesează foarte mult randamentul brut, nu? Și randamentul absolut, net, da. Care sunt niște, dacă putem să comentăm un pic, sunt companiile din indicele BET, da? Da, într-adevăr. Și, mă rog, și niște altele, dar majoritatea sunt cele cunoscute, oricum. Sunt randamente cum le din punctul meu de vedere, investitorii ar trebui să compare acest randament brut sau și net, în definitiv, și asta se și întâmplă cu nivelul dobânzii bancare. Știm că sunt foarte mulți bani care stau în depozite bancare la dobânzi de 1, 2, maxim 3% an pe an. Real negativă până la urmă, rata inflației deja. Dacă 4 scădem și... inflația, trecem în termen real negativ în mod evident. Dacă privim în tabelul de dividende, observăm că sunt mulți emitenți care depășesc această dobândă bancară. Și în special am avut, să spunem, două categorii de plătitori de dividende mari. În principal, companiile de stat care au avut profituri
semnificative în ultimii ani și care, după cum a spus, a fost o politică a statului de a cere, în calitate de acționar, evident, dividende chiar și din profitul anilor trecuți. Și atunci avem acțiuni cum este Romgaz sau cum este Nuclear Electrica, cu randamente de peste 10-12% ale dividendului. De asemenea, titlurile bancare au intrat în zona randamentelor ridicate. BRD este pus în capul listei și de asemenea și Banca Transilvania, fiind alți doi emitenți care, să spunem așa, au respectat așteptările celor care au investit în aceste acțiuni. Putem spune că piața românească după acest an se consacră, pentru că este al treilea an consecutiv de randamente mari, avem diverse clasamente internaționale în care piața românească constant în ultimii ani este pe primul sau oricum pe podium din punct de vedere al randamentelor dividendelor acordate, se consacră ca o piață interesantă pentru genul ăsta de investitori care cumva trec dinspre depozitele bancare spre titluri care oferă randamente ridicate la dividend. Bun, și am vorbit de rezultatele financiare, da? Tot așa o să-i rog pe colegii mei să trecem la următorul tabel, unde avem să luăm pe categorii. Iată, aici sunt, să comentăm puțin, companiile componente ale indiciului, da, okay, BBK. Doar să vedem că, iată, o dinamică a profiturilor față de în trimestrul 1, anul acesta, față de trimestrul trecut, al anului trecut, trimestrul 1, de o creștere de 4,61%. Este o... Da, la pachet cu o creștere a veniturilor, a cifrei de afaceri, exact, de peste 10%. Din punctul meu de vedere, uitându-ne la BBK, pe care noi îl considerăm cel mai reprezentativ indice, are 25 de companii, indice al Bursei de Valori București, putem vedea că emitenții de pe bursă au preluat din creșterea economică, cifra de afaceri a crescut semnificativ, profitul continuă să crească, ca atare datele din economie, să spunem, se transmit și către bursă, iar pe ansamblu aceste rezultate financiare susțin o piață ca evaluare, o piață românească ieftină. Perfect. Să începem să mergem mai departe și să vedem următorul tabel în care este aici sectorul societăților de investiții, da? Practic, da, fondurilor închise, BETFIU cu alte cuvinte, da? Companiile din... Ieșite de ceva, intrate acum, iar revenite în atenție de câteva zile, s-a vorbit de celebrul prag, dar ele au fost vedetele bursei mulți ani de zile și înainte de criză, poate și după criză, au ieșit complet din atenție în ultimul timp. Aveți voi explicație pentru asta? Da, într-adevăr, în 2007, când a venit criza, Sif Oltenia era cel mai lichid emitent de la cota bursei din acel moment. Între timp au apărut companii mai interesante la cota bursei, sunt companiile de stat, listări deosebite. Chiar și fondul proprietatea, care intră în această categorie, a fost un emitent de o avergură ridicată. Probabil, din punctul meu de vedere, aceasta a fost principala explicație. În al doilea rând, SIF-urile nu au livrat lucruri extraordinare în toată această perioadă și sigur că investitorii sunt foarte atenți la știri și merg în direcția de unde vin știrile pozitive. Aceasta ar fi... Noi vorbim de administrare pe acolo, sunt tot felul de... Mai citești pe între rânduri. Global vorbind, da, știrile de acolo n-au venit extraordinar de bine și lucrul ăsta într-adevăr se vede în lichiditate. Foarte pe scurt despre rezultate, exact, vedem creșteri atât la venituri, cât și la profit de 35%, cu observația că aceste entități sunt entități cu o volatilitate mai mare a rezultatelor la nivel trimestral, pentru că depind de realizarea sau nu a unor tranzacții sau de creșterea pieței și atunci preiau creșteri și scăderi mult mai rapid decât celelalte sectoare. Sunt mai volatile. Pe de altă parte, da, au și multe companii necotate, nu? În portofoliu și atunci... Da, ok, valoarea lor e cumva diferită. Sigur, SIF-urile au anunțat lucrul ăsta și în mare parte și l-au realizat. Și anume, se îndreaptă ca și procent din ceea ce dețin mult mai mult spre societățile listate. Bun, să mergem mai departe la sectorul utilităților. Să spunem că fondul proprietatea se află la maxime istorice acum. 1,09. Da, da, evoluție foarte bună. Sectorul bancar. Este... Da, un sector foarte stabil ca și creștere, cu observația că anul trecut a fost un an foarte bun. În acest an
continuă creșterea, creșteri de circa 8% pe venituri și de peste 6% la nivelul profitului. Se remarcă cumva în acest sector Banca Transilvania, nu e o noutate, e o bancă care a mers bine în ultimii ani, cu creșteri mai mari atât pe venituri, 15% creștere, cât și mai ales a profitabilității, 19% creștere față de anul trecut. Per ansamblu, e un sector unde investitorii au avut mari temeri legat de ordonanța 114, sigur că nu intra în vigoare decât din al doilea sector această ordonanță. Cu certitudine, și arată și datele, este un sector care se menține profitabil, are o lichiditate bună pe bursa românească și, din punctul meu de vedere, va fi unul din sectoarele importante și în acest an. Bun, acum probabil să vedem și sectorul utilităților și cele de, iată, sectorul de utilități. Da, este un sector care n-a mers atât de bine, se vede și de aici. Este o creștere pe ansamblu ușoară a veniturilor, dar o scădere putem numi, dramatică, poate e prea mult spus, dar semnificativă a profitului, 45% mai mic decât anul precedent. În linii mari este un sector dependent de tarifele pe care statul le reglementează. Tarifele au scăzut în ultima perioadă, ceea ce, să spunem, se observă și în acest tabel. Cu o singură observație pentru Compet Ploiești, care are o creștere de peste 50% a profitului față de anul trecut, iar reprezentând excepția de la regulă pentru sectorul, da, de utilități. Și mai avem tot așa companii din domeniul energetic, graficul următor, tabelul următor. Să spunem că totuși politica asta de dividende mari afectează clar investițiile, nu? Da, este deja o problemă care trebuie discutată. Practic, consilierii de administrație au propus un dividend mai mic, dar a venit exact Ministerul Energiei. Și în această situație chiar avem astăzi un eveniment la Transgaz, unde nu s-a aprobat dividendul mai mare, ci dividendul mai mic, ceea ce din punctul meu de vedere este o politică prudentă și normală pentru societăți, pentru că vorbim și chiar de energie, de societăți cu un necesar foarte mare de exact, investit. Și aici e vorba și de termen mediu, lung, exact, e foarte important. Și să spunem și ca logică investițională, societăți care obțin marje bune de profit, nu e neapărat normal să scoți toți banii de acolo, exact, mai bine să-i lasă lucreze la aceste marje mari. Statul îi scoate că are găuri, are nevoie, știm. Da, este, cred că, evident de ce se scoate. Nuclear, electrică, toate. Și da, sectorul energetic foarte solid, rezultate chiar foarte bune, creștere de venituri de 15%, creșterea profitului de 27% la nivelul întregului sector. OMV Petrom ajutată și de creșterea cotațiilor petrolului. Absolut, clar ajutată de creșterea, să spunem, prețului produselor energetice în general și a cererii. Trebuie să observăm că Petrom cumva domină categoria, dar și piața bursieră dintre societățile din România, sigur excludem Erste din BTBK, are de departe cea mai mare cifră de afaceri și cel mai mare profit înregistrat. Bun, și mai avem următorul tabel, sunt companiile mai noi listate, sunt companii din componența indicelui BET, da? Da. Cu sfera Franchise Group, care e venită ultima a fost Aro, dar cu Purcari Wineries, care este, nu așa, aș spune, cu rezultate foarte bune. Performarea acestui sector. Așa cum le-am numit, sunt companii de creștere, sunt companiile noi venite la cota Bursei de Valori București. Cresc, veniturile cresc, au crescut cu 20% de la an la an. Pe parte de profitabilitate, și lucrul ăsta nu trebuie să mire în cazul unor astfel de societăți, pentru că în general sacrifică profitul pentru creștere accelerată. La nivelul primului trimestru, să spunem, este o inversare semnificativă de la profit în 2018, pierdere în 2019 și acolo vedem, sigur, vinovatul principal, să-l numim așa, este Digi Communication, care a trecut pe pierdere față de trimestrul precedent. Însă, la genul acesta de companii, ceea ce se urmărește în special este cifra de afaceri, ea crește deocamdată, ăsta fiind și un lucru important. De altfel, aceste companii, chiar și Digi, au crescut în ultima perioadă pe bursă. De reacție a fost totuși pozitivă a pieței la publicarea acestor rezultate. Digi, având așa și o conotație diferită, țineți minte că a fost atacată de către cineva care nu mai e acum, a fost dat afară, da, și ne aducem aminte. Probabil că și lucrul ăsta a ajutat. Da, și mai avem următorul tabel cu alte sectoare de activitate, da? Companii din antibiotice, teraplast, electromagnetic, Alro, care e ultima venită în cadrul indicelui BET, cu
cu rezultate. Întrebarea mea este, sunt rezultate bune, dar parcă se vede, nu? Sau simțim așa ușor încetinierea creșterii sau o vom simți mai degrabă la trimestrul 2? Da, din punctul meu de vedere putem să vorbim de o încetinire a profitabilității. Au crescut și costurile de finanțare, de exemplu Digi, un astfel de exemplu. Cifra de afaceri crește în continuare, însă nu se mai transmite atât de mult spre profit. Până la urmă, economia României crește, dar începe să aibă și anumite semne de întrebare, această creștere, care probabil se transmit în încrederea pe care au și consumatorii, dar și investitorii, acționarii societăților. Și sigur că dacă trendul ăsta se va accentua în continuare, putem să ne gândim la rezultate care, pe următoarele raportări, să înceapă să consemneze, să spun așa, anumite scăderi. Deocamdată trendul este destul de solid, mai ales pe venituri. Pe partea de profitabilitate, de asemenea, este pozitiv și sigur că la nivel trimestrial, oricum, profitabilitatea tinde să fie mai volatilă. Un singur trimestru nu este neapărat foarte relevant. Da, și ca să încheiem cu tabelele, mai avem ultimul tabel cu companii, iată, cele mai subevaluate companii, după PER, da, Price per Earnings, okay. Putem să explicăm aici. M-ar interesa dacă PER-urile de la noi, da, sunt diferite, evident, sunt diferite pentru că sunt sectoare diferite. Sunt sectoare, trebuie să le comparăm cu aceleași sectoare din țările, nu? Țările care ne înconjoară. Toate comparațiile pe care le facem de mai mult timp, inclusiv în momentul de față, pe baza acestor rezultate, indică, în mod obiectiv, o subevaluare pentru acțiunile românești, o subevaluare masivă pentru anumite sectoare. Mă uitam, de exemplu, la indicele BET-BK vis-a-vis de PER, are un PER general pentru toate companiile de circa 7,7 sub 8%, în condițiile în care Standard & Poor's 500 are un PER spre 21-22. Sigur, da, sunt piețe mult mai dezvoltate, riscuri mult mai mici, dar PER ansamblu, din punct de vedere al profitabilității companiilor din România și a cotațiilor la care ele se tranzacționează, clar, se poate vorbi de menținerea unei stări de subevaluare deja cronice, am putea numi-o, explicată, până la urmă, de piața încă mică și lichiditatea nu întotdeauna suficient de generoasă. Și până la urmă, ca să tragem o concluzie, timpul trece foarte repede, ne apropiem de final, o bursă a dividendelor, am zis, o bursă până la urmă cu companii, iată, subevaluate, să spunem. Deci ar mai fi loc de creștere. Standard & Poor's, evident, să nu uităm, vine de la maxime istorice, a corectat acum, dar ei sunt la maxime istorice. Asta e o altă discuție. Cum vedeți evoluția în următoarele, în a doua jumătate a anului, să spunem? Da, după cum spuneați... Vor fi și influențe de afară, absolut, nu mai apucăm să vorbim, dar le cunoaștem. Suntem impregnați cu aceste influențe. Deci au fost un pic de corelați zilele astea, așa să zicem. Pe termen scurt apare o decorelare, pe termen mediu și lung, dacă te uiți, până la urmă intrăm în această corelare. Din punctul meu de vedere, piața românească este o piață datorită lichidității în valuri, adică sunt etape și de creștere și de scădere care, din păcate, din punctul meu de vedere, se ard prea repede. Ca tare, e o piață pe care deseori trebuie să ai răbdare. Un exemplu este chiar ultima lună, în care probabil că poate erau investitori exasperați de faptul că nu se întâmpla nimic, dar dacă în acea perioadă investeai pe piață, aveai șansa unor prețuri bune. Odată ce piața începe să crească, creșterea este atât de rapidă că este greu să mai cumperi pe o astfel de piață. Ca atare, mă aștept ca cumva acest caracter să se mențină. Probabil vom mai avea etape de volatilitate. Foarte importante va fi, din punctul meu de vedere, pentru că s-au văzut și acum, și alegerile de la finalul anului, pentru că vor creiona o imagine a unei Românii pro-europeană sau nu, ceea ce, din punctul meu de vedere, încă o dată are de-a face cu riscul pe care investitorii îl asociază României. La nivel de emitenți, probabil vom avea în continuare rezultate bune și vis-a-vis de dividende. Eu mă aștept să fie undeva între 5 și 7 companii care și în sezonul următor, în primăvara lui 2020, să ofere randamente semnificativ mai mari decât dobânzile bancare. Deci, una peste alta, din punctul meu de vedere, merită să fii pe piața românească, să fii aproape cu ea, să nu exasperezi când are momente uneori nu atât de spectaculoase ca și piețele străine și, până la urmă, e un principiu al bursei: dacă îți dai răgazul necesar, timpul pe care e nevoie să-l investești, să spunem așa, într-o investiție bursieră, din punctul meu de vedere, investitorii vor fi recompensați
pentru prezența lor pe piața autohtonă. Bun, deci încheiem într-o notă pozitivă. Vă mulțumesc mult pentru prezență. Să spunem la final că TAU de astăzi sunt Lyft și Uber Technologies de pe piața americană, care au crescut foarte mult aseară. Urs este compania electrică care are astăzi o corecție de 5%. Aceasta a fost emisiunea de astăzi. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Ne revedem luni la aceeași oră. Până atunci vă urez un weekend cât mai plăcut. La revedere! La revedere!